Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un silver chest cu 151 de gold, muschetiră, avem beți și cam atât. Următorul are 148 de gold, ice golem și barbarians. Și mai avem un golden chest care are 592 de gold, battle ram, trimuschetir și barbarians și barbarian hunt. Ok, hai să mergem să și donăm în, în clan. Bun, și băi, vom continua cu meciurile în arenă. Da, vedem că avem aici un reward destul de bun, 5000 de gold. Și de ce nu, poate vom urca până la acest, până la acest legendary chest. Dar haideți să ne întoarcem la deck-ul nostru original și să-i dăm drumul cu primul meci de 1v1 din acest episod. O să începem cu Tesla în centru. Ok, vedem că el n-a făcut încă nicio mutare. Să punem un mini PK-ul. Să uităm și Valkyra în fața lui. Okay, și-a pus acolo un Ice, dar de level 12, pe care îl vom scoate cu un Fireball. Și din păcate are un PK mare. Un PK mare, dar Valkyra a reușit să lovească acolo turnul de câteva ori. Probabil vom scăpa cu arcașele de acest, acest PK. Și era bine dacă mai rămâneau să tragă și în, și în balon. Ok, ieșim cu bine din acest atac. Sacrificăm ceva elixir, dar rămânem cu, cu turnurile aproape full. Bun, hai să vedem cum vom continua acest atac. Cred că trimit din nou mini PK-ul din spate și vom pune Valkyra în fața lui. Din nou pune Ice Wizard-ul și probabil aici va pune un PK mare. Da, PK mare pe care îl vom rezolva cu arcașele și cu, și cu Tesla. Și s-ar putea să avem nevoie de... nu avem nevoie de friz. Se descurcă acolo Tesla. Dar probabil va trimite balonul cât de curând. Așa că hai să-l forțăm să pună ceva pe partea dreaptă. Ok, excelent. A ajuns acolo Hog-ul și am prins cu frizul ambele trupe. Ok, scăpăm de... pe Ice. Trimitem din nou Hog-ul. Da, și reușim să-i doborâm turnul. Ei, acum trebuie să avem mare grijă. Probabil va da freeze-ul și el. Să punem putea să-l dea și pe, și pe Tesla. Nu știu de ce n-a făcut asta. Oricum, nu cred că ar fi reușit să ne doboare turnul. Dar era o mutare mult mai bună. Bun, avem prima victorie. Hai să vedem câte trofee ne aduce. 30 de trofee. Bă, e destul de bine. Destul de bine. Dar... dar mai avem nevoie de încă 3-4 trofee până la, până la reward. Hai să continuăm cu următorul meci. Avem ceva de donat prin, prin clan. Doar trade-urile astea cu, cu epice. Bun. Păi vom începe cu arcașele din spate. Să trimitem Valkyra. Și ar trebui să așteptăm să vedem
care va fi atacul lui complet. Ah, puteam să prinde și Firecracker-ul. Oh, no. Săgețile. Bun, hai să vedem. Mă așteptăm un pic. Ah, a trimis un mini PK. Am trimis și un mini PK plus arcașele. Și pe aia vom pune Valkyra aici ca să rămânem... Da, n-am rămas cu arcașele în viață. Și scăpăm de Firecracker neapărat. Da, și reușește mini PK să dea două hituri. Poate și al treilea. Ho, ho, cât de bine, cât de bine am lovit turnul. Și hai să pregătim apărarea. Acum. Hai să trimitem totuși un fog. Bun, scăpăm de turnul din dreapta. E, da, aici am, cred că am greșit un pic. Da, ba nu, ba nu, e ok. Dar trebuie doar să punem un mini PK repede pentru Giant, altfel ne va scoate turnul. Da, nu-l scoate, dar oricum, ne dă destul de mult damage. Ne dă destul de mult de damage și puteam să jucăm mai bine un pic. Ne-am grăbit cu acel fireball pe turn. Adică nu merita să ne facem deficit de elixir pentru turnul ăla doborât. Băi, încearcă un atac destul de periculos aici. Cu mini PK și Giant. Ei, sper să-i prindu Firecracker-ul. Da, și mai sunt doar 10 secunde. Ha, dar reușește să ne doboare turnul. Băi, cât de mult noroc a avut acolo. Aia și e destul de greu să-l mai oprim acum. Dar hai totuși să încercăm. Da, slabe șanse să mai câștigăm meciul, din păcate. Da, trebuia să ne apărăm mai bine acolo cu acel Darts Goblin. Am pus prea departe Tesla. Hai să mai dăm un meci. Băi, obiectivul meu pe acest episod este să ajung la acel reward de 5000 de gold. Ar fi foarte tare dacă l-am obține. Aș cred că mai avem nevoie de două meciuri. E insuficient o singură victorie, parcă am luat minus 28. Și am avea nevoie de 32 de... trofee. Bun, se ocupa aici turnul de Flying Machine. Băi, și n-am reușit să ne apropiem prea mult de turnurile lui. Hai să trimite din nou Valkyra. Stânga pe dreapta, hai pe stânga. Oh, se pare că are destul de mult elixir dacă își permite să dea Aerosul așa pe turn. Ok. Să dăm aici un Fireball. Aici îi pune și Freeze-ul. Ah, degeaba. Ok, încă e... Încă, da, ba nu, mai e în avantaj, dar... ba da, încă e în avantaj el. Mi-a dat mai mult damage pe turnul din stânga. Și are un deck foarte bun. Are un deck cu cycle rapid. Cărți ieftine.
Da, și ne-a rupt, până acum ne-a rupt, efectiv. Nu prea văd cum am putea să-l învingem. Nu. Bun, a rămas în viață, dar da, eram sigur că are o trupă acolo. Mă rog, are elixir să pună o trupă. Ei, și aici s-ar putea să... putea să câștigăm teren. Dar, în păcate, n-am dat chiar foarte bine acel fireball. Dar rămânem cu arcașele. Rămânem cu arcașele, asta e super bine. Au ajutat acolo destul de mult. Da, și... cu un freeze aici ar trebui să... să-l dau încă. Da, nu-l dau și nu fac nimic. Hai să ne apărăm. Băi, avem un deficit de 1000 de damage de recuperat. Da, va fi un final de match destul de dificil. Dăm aici un Neros. Ok. Da, și-a rămas în viață acel flying machine. Ok, trecem un pic în avantaj noi, dar nu cred că va rezista prea mult. Bun, și ar trebui să-i luăm meciul. Excelent. Obținem și noi victoria. Da, 29 de trofee. Tot mai avem nevoie de câteva pentru acel reward. Două trofee ne despart. Bun, hai să mai dăm un ultim meci. Dacă reușim să câștigăm, obiectivul pe ziua de azi e atins. Hai să vedem. Cred că începem cu Valkyra. Avem un adversar de level 12. Asta nu e neapărat un avantaj. Vă spun mereu asta. Înseamnă că tipul e bun. Okay. Un hit vreau de la mini P.K. Perfect. Bun. Până acum suntem în grafic. Punem Tesla. Merge și Valkyra pe partea dreaptă. Bun, are un Sparky. Sparky pe care îl vom bloca cu frizul. Nu-i prea bine ce se întâmplă aici. O, da. Nu e bună deloc. Nu e bună deloc. Da, băi, măcar scăpăm de acel Sparky. Ăla era pericolul mare. Dacă ne-ar fi lovit cu Sparky-ul, era gros. Dar scăpăm cu bine. Cu bine, ne apărăm și aici de Valkyra și vom sta foarte, foarte defense. Dar din păcate nu avem racheta în deck. Cu racheta în deck am fi scăpat mult mai repede de tur și de Sparky. Uite, acum ar fi fost perfect o rachetă. Are pe cam mare care ne încurcă destul de mult acolo. Bun, scăpăm de Sparky.
A, și reușește acolo două hituri cu Hog-ul. Probabil că îl vom trimite și noi și vom da un freeze și ar trebui ca meciul să fie rezolvat dacă n-are vreun building. Da, și n-are. Bun, da, suntem la 2 secunde de o nouă victorie pe care o obținem chiar acum și hai să ne luăm următorul reward. Bun, avem aici 5.000 de gold. 5.000 de gold și ușor ne apropiem de 100.000 și vom putea maxa o nouă carte. Probabil că Skeleton Dragons va fi, dacă... Stai, what? Au schimbat ordinea. Asta mi-o arată aici pentru că e de level 10. Sau cum, nu știu, înainte erau comunele primele, erau by level, da. Erau comunele ultimele. Acum probabil că înainte de level primează câte bucăți ai, care sunt mai aproape de update. Da, corect. Da, păi... Da, oricum, vreau să termin toate comunele, să le am de level maxim, după care vom începe cu epicele. Și cred că următoarea va fi Electro Dragons, Skeleton Dragons. Sper să strângem toate... toate cărțile necesare. Da, deși și Royal Delivery ar fi o opțiune bună. Deși n-avem cărțile. Ok, oricum, vom vedea până atunci. Bun, băi, asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!